În ultimii ani, mărțișoarele handmade sunt la mare căutare în rândul cetățenilor. Un nou atelier de creație inițiat de zâna cea bună, Violeta Zaharia, se derulează timp de 4 săptămâni într-o sală pusă la dispoziție de Biblioteca Județeană Marin Preda din Alexandria. O activitate inedită astăzi la Biblioteca Județeană. Da, așa este. Vom face mărțișoare folosind un material inedit și anume lâna, un produs pe care noi nu obișnuim să-l folosim în astfel de meșteșuguri și atunci este un prilej bun să învățăm să facem acest fel de mărțișoare. Cum ți-a venit ideea să faci astfel de ateliere cu copiii? Eu cochetez de mult timp cu astfel de activități handmade, așa că sunt la sentimentul meu și pe gustul meu și am zis că vreau ceva inedit să facem. De fapt, este și scopul asociației pe care eu o conduc, Un Pas Spre Educație, acela de a promova cultura, meșteșugurile, tradiția noastră românească și un prilej bun să putem arăta și generațiilor noastre de copilași astfel de lucruri inedite din tradiția noastră românească. Pe ce perioadă se desfășoară acest proiect și unde trebuie să se înscrie copiii? Mă gândesc că locurile sunt limitate. Da, e adevărat, locurile sunt limitate, avem o sală deja plină aici, un număr destul de mare de copilași, fetițe, dar și băieței, spre marea mea bucurie că au putut veni la atelierul ăsta migălos, aș putea spune eu. Se înscriu folosind numărul de telefon sau și la bibliotecă pot face lucrul ăsta. Atelierul se desfășoară pe o perioadă de 4 săptămâni, el se realizează săptămânal, adică putem veni săptămânal la acest atelier, iar va fi încununat la final de o expoziție unde toată lumea va putea vedea lucrările noastre minuțioase pe care le facem noi aici în toate cele 4 întâlniri ale noastre. Entuziasmul și bucuria cu care lucrau lâna pusă la dispoziție de Violeta se citea pe fețele copiilor. Cea mai mare parte dintre ei știu exact pentru cine confecționează mărțișoarele. Luăm o bucățică din lânița asta tare drăguță, așa, și începem ușor, ușor să o... să o rotim până când trebuie să-mi iasă un ghemu... No. Un ghemotoc. Cum te cheamă? Maria. Și ce faci aici, Maria? Mărțișor. Pentru cine vrei tu să faci un mărțișor? Pentru mine. Ce faci tu la bibliotecă? Păpuș. Pentru cine? Pentru mami. Păi mami se mai joacă cu păpușile? Nu. Da, atunci... ce să facă mami cu păpușica? Tu nu trebuia să fii la școală? Am fost. Ai fost de dimineață? Da. De ce ai ales să vii la acest atelier? Eu nu știam că o să vin la acest atelier și mi se pare foarte distractiv. Ce te-a plăcut? Să facem zâne. Ba mai mult, pentru că vorbim de un atelier de creație, în timp ce le explica cum trebuie modelată lâna, Violeta Zaharia i-a rugat pe cei mici să se gândească la o poveste despre zâna pe care o aveau în lucru. Zim că tu confecționezi un mărțișor pentru o fetiță. Da. Pentru cine? Pentru mama mea. Deci până la urmă nu pentru o colegă sau o prietenă sau o fată de vârsta ta, ci pentru mamă. Da. Te-ai gândit... la povestea aceea despre care vorbea doamna, de unde provine zâna aceasta? Încă nu. De ce ai ales să vii la acest atelier? Mă gândesc că puteai să faci alte lucruri, să joci un fotbal în spatele blocului sau na, s-a încălzit vremea afară, e soare? Mie nu prea îmi place fotbalul și am ales să vin aici pentru că este foarte interesant. Ce ți se pare interesant? Trebuie totuși să ai răbdare, să fii migălos, să realizezi totuși un obiect cât de cât frumos, nu? Pentru mama trebuie să fie ceva special. Da, mie îmi place să creez lucruri, să inventez. Hai să vedem dacă copiii cei mai mari s-au gândit deja la o poveste cu zânuța lor. Da, m-am gândit, dar m-am gândit din ce țară să vină. Este un tărâm magic și tărâmul se numește Țara Zânelor, unde acolo numai zânele sunt, care au puteri magice, apă, pământ și atât. Și cum arată tărâmul ăsta? În viziunea ta. Este un tărâm magic, unde este, sunt niște, mă gândesc că ar fi niște flori, dar niște flori nu ca toate florile normale, sunt niște flori cu sclipicioase, adică cu sclipici. Zâna ta înseamnă că va trebui să fie foarte sclipicioasă. Da, va fi o zână sclipicioasă și va fi zâna florilor.
După expoziția din data de 4 martie, mărțișoarele confecționate din lână vor fi oferite bătrânelor din centrul de la Talpa.